Aceasta este ziua pe care am făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Domnule primar, domnule deputat, onorabile oficialități, iubiți credincioși, credincioase, ne aflăm în această atmosferă de sărbătoare sfântă, când lumina lui Hristos, pe care a primit-o noaptea sfântă de înviere, luminează sufletele noastre, luminează calea noastră, luminează interiorul trupului nostru. Așa cum spune o cântare atât de frumoasă, acum toate s-au umplut de lumină și cerul, și pământul, și cele mai de sus ale pământului. Bucuria Sfintei Învieri a devenit o bucurie a noastră a tuturor creștinilor. Am așteptat cu multă nerăbdare, dar și cu emoție sfântă, această mare sărbătoare creștină, sărbătoarea sărbătorilor și praznicul praznicilor. După un post mai bun, dar și mai aspru, în care fiecare dintre noi am căutat, în măsura puterii noastre, să așezăm în fiecare moment din zi și din noapte o rugăciune curată, să-i oferim Mântuitorului Hristos un prinos de recunoștință pentru patimile sale, pentru moartea sa, dar mai ales pentru darul învierii sale. Cu emoție sfântă, în noaptea de înviere, ne-am pregătit sufletește și am venit în număr mare la Sfânta Biserică, de unde am primit darul revărsat de Dumnezeu, de Fiul lui Dumnezeu pe pământul acesta, darul luminii, darul învierii sale. Această lumină sfântă pe care am primit-o în mâinile noastre, am dus-o în casa noastră, am așezat-o la loc de cinste, am așezat-o în cândeluța noastră, dar mai ales am așezat-o în camera sufletului nostru. Cu toții ne-am bucurat, cu toții am retrăit momentul sfânt pe care l-au trăit și Sfinții Apostoli după învierea Mântuitorului. Cu toții am auzit din nou glasul Mântuitorului Iisus Hristos, bucurați-vă! De fapt, acesta a fost cuvântul de după înviere, cuvânt pe care l-a rostit Mântuitorul Hristos cel înviat. Ne-am întâlnit cu Mântuitorul Iisus Hristos la Denia, la vecernia cea luminată din prima zi a Paștelor, când a venit la ucenicii Săi și le-a readus pacea și bucuria pe care ei o pierduseră când au văzut toată încredințarea. L-a încredințat pe Toma de învierea sa. Atunci când Toma s-a întristat, că n-a avut și el ocazia să se întâlnească pe Hristos cel înviat. Atunci Mântuitorul a revenit la apostoli prin ușile Iuliane și l-a încredințat pe Toma că acul învierii sale este unul real și nu doar o închipuire omenească. Și iată astăzi, în această atmosferă de lumină sfântă, în cea de-a doua zi de Paști, de sărbătoare sfântă, veniți în număr mare la Sfânta Biserică, aici unde am adus și aducem prin orice recunoștință Fiului Dumnezeu, Mântuitorului Iisus Hristos cel înviat, Maicii Domnului, dar și Sfântului Ocrotitor, care poartă de grijă acestei comunități și acestei biserici, Sfântul și Marele Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință.
L-am cinstit, așa cum se cuvine, pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, în ziua sa, ziua moarții sale, pe 23 aprilie. Din târziua Sfântului Mare Mucenic Gheorghe am crezut în perioada de pregătire, în perioada postului, am săvârșit atunci, dar Sfânta și Dumnezească Liturghie, am făcut cele necesare, citindu-i acatistul, aducându-i mulțumire pentru rugăciunea neîncetată a mijlocitorului nostru, a ocrotitorului nostru, și iată astăzi am găsit de cuvință, după rânduiala Sfinței Biserici, pe lângă bucuria cea mare, pe care o trăim cu toții, tot trăiesc toți creștinii, bucuria pascală, să mai alăturăm o altă bucurie a comunității noastre, bucuria Hramului Sfântului Mare Mucenic Gheorghe. Și câteva momente am să readuc în memoria vizuală a fiecăruia dintre dumneavoastră câteva momente din viața Sfântului Mare Mucenic Gheorghe. Așa cum ne spune și cum citim în sinasală zilei, Sfântul și Marele Mucenic Gheorghe s-a născut în prima jumătate a secolului al III-lea după Hristos, într-o perioadă grea. De ce spunem grea? Pentru că ne aflăm în contextul istoric în care începuseră cele mai dureroase campanii îndreptate din partea împăraților necreștini împotriva creștinilor. Începând de la Nero, de la împăratul Nero, cel care a dat foc Romei, și până la împăratul Diocletian, a trecut o perioadă lungă de timp în care fiecare împărat a pornit cele mai grele rigoane împotriva creștinilor. De ce? Pentru că creștinii îl mărturiseau pe Hristos cel înviat din morți. Și iată, în rândul acestor martiri căzuți din ordinul diabolic al acestor împărați, se numără și Sfântul Marele Mucenic Gheorghe, cel care a suferit martiriul în timpul împăratului Diocletian. Sfântul și Marele Împărat, Sfântul și Marele Mucenic Gheorghe, s-a născut în Asia Mică, într-o familie imperială. O familie în care tatăl său ocupa o funcție înaltă în armata romană, fiind omul care îl sfătuia îndeaproape pe împărat. Iată, aici el a primit o educație aleasă și a avut ocazia să studieze la multe școli vestite din acea perioadă. Încât la 30 de ani, împliniți, Sfântul și Marele Mucenic Gheorghe devine general în armata împăratului Diocletian. De multe ori împăratul îi cerea părerea Sfântului Marele Mucenic Gheorghe, pentru că avea cunoștințe suficiente, era un strateg militar desăvârșit. Iată de ce el a ales să fie general și colaborator al său. Dar Sfântul și Marele Mucenic Gheorghe avea ceva tainic, ceva ascuns. Avea o credință curată. Credea cu adevărat în moartea și învierea Mântuitorului Iisus Hristos. Și s-a evit o ocazie când în cinstea împăratului a fost dat un spectacol în centrul Romei. Acolo împăratul a dat poruncă să fie uciși toți creștinii care nu i-au jertfă. Așa cum recunoaștem și cum știm, împăratul Diocletian s-a numit el însuși zeu. Eu sunt zeu. Eu sunt Dumnezeu. Și cerea în mod imperios să îi se aducă jertfă ca unui Dumnezeu. Sigur că cei care se împotriveau și care nu vedeau cu ochi buni erau creștini. Și la porunca împăratului creștinii au fost dați, au fost supuși la tot felul de chinuri, mulți dintre ei fiind uciși. Plini cu ochii în lacrimi, care stătea lângă împărat Sfântul Gheorghe, generalul Gheorghe, i-a spus atunci împăratului: Împărate, și eu sunt creștin ca și ei. Și atunci împăratul l-a privit pe
despre generalul Gheorghe ca unul care era apropiat. Dar generalul a continuat și a spus: împărate, eu mă supun ordinului tău, dar sufletul meu este aceluia care este calea, adevărul și viața, pe care mărturisesc acești creștini. Sufletul meu este la Mântuitorul Hristos, cel via din morți. Și atunci a dezbrăcat haina imperială și a așezat la picioarele împăratului. Plin de furie și de mânie, împăratul a dat poruncă să fie întemnițat. Acolo, în temniță, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe a avut mulți vizitatori și multe minuni a săvârșit Sfântul și Marele Mucenic Gheorghe prin puterea care lucra prin el, puterea dată de Mântuitorul Iisus Hristos. A trecut prin tot felul de firme, a fost aruncat în groapă plină cu barba, nestins. A trecut prin torturi, prin vinuri grele și văzând că generalul Gheorghe era tot mai vesel și mărturisea pe Hristos, în cele din urmă, împăratul l-a monit și l-a apropiat de el și a zis să-i aducă jertfă. Și atunci el s-a dus și din ordinul împăratului a fost decapitat, iar ziua în care a fost este ziua sa de moarte, ziua morții sale, 23 aprilie. Și această zi a fiecărui an ne așează în mina ultimor supredești pe unul dintre mari și neplicații și fidești postași al Hristos, care a fost, este și va rămâne Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. De fapt, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, prin vitejit așa, prin curajul său, a devenit un sfânt archicunoscut de către toți. Să ne aducem doar puțin aminte, numai câte evlavii avea Ștefa cel Mare și Sfânt, la Sfântul și Mare Mucenic Gheorghe, pentru că el a dat poruncă să fie cusut asemenea împăratului Constantin pe steagul de luptă, chipul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe. Și din cele 47 de chiturii ale voivodului, mai multe jumătate dintre ele poartă și au ca bram și ocrotitor pe Sfântul și Mare din Mucenic Gheorghe. Iată câte evlavie avea Ștefan cel Mare și Sfânt, câte evlavie a avut Sfântul și Mare de Împărat Constantin, câte evlavie au creștinii, pentru că iată numele Sfântului Gheorghe a cunoscut și s-a răspândit cu rapiditate în întreaga lume creștină. Și iată de atunci și până în vremurile noastre și până la sfârșitul vieții de pământul acesta, noi ne închinăm și cerem și îl respectăm cu cinste pe Sfântul și Mare Mucenic Gheorghe, ca cel care ne-a arătat și ne-a dovedit ce înseamnă modelul bărbăției, ce înseamnă modelul să ai curaj în lupta cu păcatul, și de la el am învățat ce înseamnă să lupți pentru Hristos și pentru Evanghelia sa. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să îl avem mereu între noi pe Sfântul și Mare Mucenic Gheorghe, să ne ofere curajul și să luăm curajul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, bărbăția și demnitatea lui, dar și credința lui curată, pentru că nu întâmplător psalmistul David spune: minunat este Dumnezeu în Sfinții Săi. Iată că Dumnezeu lucrează prin Sfinții Săi în viața aceasta de zi cu zi printre noi oamenii. Lumina Sfântă adusă de Hristos să lumineze pe toți cei care astăzi ați venit și ați luat parte la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie și apoi la rânduiala care se va face în cinstea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, dar și a celora care se vor pomeni în cadrul rânduierii speciale care se va sfârși pe scena Pavla. Pe toți vă îmbrățișăm și vă întâmpinăm și vă dorim în continuare sărbători fericite, un Paște binecuvântat, cu toate împlinirile și mântuirile, acum și bunurea și în vecii vecilor. Amin. Hristos a zis.
Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruind. Hristos a Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și vecii vecilor. Amin, Hristos. Hristos Dumnezeu a trecut pe noi, ce te cântăm cântare de miluită. Hristos a înviat din morți. Veniți să vrem băutură nouă, unde piatră stearbă făcută cu minune, ci din izvorul de strigăciune. Cel izborând din mormântul lui Hristos, pentru care ne întâlnim. Hristos a înviat din mormânt. Hristos a înviat din morți. Parte fermătească ca cel ce a deschis pe fecioare sus a viciut, iar ca om iubit s-a chemat și fără primar a spus pasurile noastre. Cel ce s-a gustat de plăciune și ca un Dumnezeu adevărat Oh.
care țineau să cere gatre toate. Și a treia zi, ca și Iona din chir, ai înviat din mormânt. Învierea lui Hristos văzând să ne închinăm, Sfântului Domnului Iisus, bunăia celui fără de păcat, crucii tale, ne închinăm prin foase și Sfântă Învierea ta. Și să ne închinăm Sfintei Învierii lui Hristos, că iată a venit prin cruce bucurie la toată lumea. Totdeauna vine cuvânt între Domnul, lăudăm Învierea lui, că răstignire răbdăm pentru noi. Luminează-te nouăle Ierusalime, că slava Domnului peste tine a strălucit. Saltă acum și te bucură, Sioane, iar tu curată născătoare de Dumnezeu. Veselește-te, veselește-te într-o învierea celui născut. Tropola dormica uitor împărate și vame a trei.
Sfântă Marica ta, rugăm-ne și auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește! Ne rugăm acum pentru odihna și iertarea păcatelor, a domnicilor, oamenilor lui Dumnezeu, toți prin neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, fraților, soții, fii sau fiice, pentru toți cei ce într-o rudenie cu noi adormiți, sănătatea învierii și a vieții veșnice și în credință dreapta bisericii. Toți cei care odihnesc în cimitirul acesta și pentru tine, ne rugăm și pentru odihna fericiților și bucurea pomeniților, titoare acestei sfinte biserii, precum la cele veșnice pe frații titori, privitori și binefăcători, precum la cele veșnice fiecare după numele lor. Pentru toți cei care au fost atunci spre Sfântă Pomenire la Sfântă Biserica aceasta, astăzi, în această Sfântă zi de prăzbăire a acestei Sfinte Biserici Părării, toți cei care se pomenesc de Părinții Sfântori, cei care după numele lor, ne rugăm pentru adormitilor lui Dumnezeu, slujitoare Bisericii, preoți care au slujit în Sfântă Biserica aceasta, și adormitilor Dumnezeu, Gheorghe, Pătea, Maria Alexandru, Petru, Iosif, Alinitia, Tuicare, Aștepte, Maria Florentine, Nache, Caterina, Toată, Marată, Ruxata, Elisabeta, Vizcaica, 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 și iertarea păcatelor lor de la Hristos, Împăratul Celor de Moarte și Dumnezeul nostru să cere. Care călcat moartea pe diavolul să-i fac și ai dărit viață în mitare, ori unește, Doamne, Sfințele Sfinților Rozilor Tăi. În loc luminat, în loc de verdeață, în loc de odihnă, de unde am fugit toată durerea, întristarea și suspinarea. Și orice greșeală să vârșit și ei cu lucru, cu cuvântul sau cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, Dumnezeu iartă-le lor. Că nu este om pe pământ să fie viu și să nu greșească singur, numai Tu ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate, bea cuvântul Tău adevărul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! În vierea viață și odihna dormiților lor de pomeniți Hristoase, Dumnezeu nostru, și Ție slavă, să nu trebuie în acelui credeci în cealaltă părinte și prea Sfântului și Bisericii de viață, Păcătorului Tău Duh, acum și durea și în vece cecilor. Oh.
Hristos să-L învia. Dar el cuvânt, călcând cuvântul poruncii tale, nepăzind chipul de care era împărtășit, pentru ca răutatea să nu fie fără de moarte, din iubirii de oameni ca o Dumnezeu al părinților noștri, ai poruncit amestecului și împreunării acesteia și acestei negrăite legătura ta, prin vrerea ta Dumnezeu să se desfacă, să risipească, ca sufletul să meargă acolo de unde ființă și-a luat, ne la obștească învierii, iar trupul se desfacă din cele în care a fost alcătuit. Pentru aceasta ne rugăm Părintelui Celui fără de început și una născut Fiului Tău și Preasfântului și Bunului și de viață Păcătorului Tău Duh, să nu îngădui ca făptura Ta să fie înghițită de pe ire, ci trupul să desfacă în cele din care a fost alcătuit, iar sufletul să se așeze în ceata dreptilor. Așa, Doamne, Dumnezeul nostru, să biruiască mila Ta cea nemăsurată și iubirea de oameni cea neasemănată, și ne-au căzut robii Tăi aceștia și roabele Tale aceștia sub blestemul tatălui lor sau al mamii lor, sau sub blestemul lor, i-au amărât pe vreun preot și-au luat de la ei legătură nedeslegată. I-au căzut în grea pureșane de la archereuri de nepăsare sau de lenevie, n-au dobândit iertare. Iartă-i pe aceștia prin noi nevrednicii slujitorii Tăi, Dumnezeu să ierte. Și trupurile lor le desleagă în cele din care au fost alcătuite, iar sufletele lor le rânduiește în corturile sfinților. Așa, Doamne, Dumnezeul nostru, care ai dat sfinților Tăi ucenici și apostoli această putere, să dea iertare de păcate, zicând oricâte veți lega și veți deslega, să fie legate și deslegate. Și printrânșii și nouă nevrednicilor din iubire de oameni ai dăruit această putere, desleagă, Doamne, pe toți adormiții, robii Tăi și roabele Tale pomeniți astăzi, pe fiecare după numele lor. Dumnezeu să ierte! De păcatele sufletești trupești să fie iertat și în viacul de acum și în cel ce va să fie. Pentru rugăciunile preacurate și pururea Fecioare Maicii Tale și ale tuturor sfinților Tăi. Domnului să ne rugăm! Să fie mult îndurate, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, care da Sfinților Tăi ucenici și apostoli cheile împărăției cerurilor, iar după Sfântă învierea Ta cea de-a treia zi,
cu harul tău le-ai dorit puterea de a lega și deslega păcatele oamenilor, ca să fie legate și în cer cât de dânsii pe pământ s-au legat, și tot așa să fie deslegate și în cer cât de dânsii pe pământ s-au deslegat. Ceea ce prin nespusă ta iubire de oameni ne-ai învrednicit și pe noi smeriți și nevrednicii slujitori robii tăi, să fim moștenitori aceleași prea sfânt dar și har. Ca și noi asemenea să legăm, să dezlegăm ce se întâmplă într-un poporul tău, însul prea bunul împărat. Prin noi evrem, slujitori robii tăi, iartă pe toți robii tăi și roabile tale ce odihnesc în cimitirul acesta și pretutinde și pe tot ce s-a pomenit astăzi pe fiecare după numele Dumnezeu ție. Orice au greșit ca oameni în această viață, iartă-le lor toate câte au păcătuit, cu cuvântul sau cu lucrul sau cu gândul, deslegându-le și legătura care este pusă asupra lor, orice echipaj pe care din mânie, din altă presiune s-au legat pe sine, sau de la altereu, sau de la altcineva, prin invidie, prin prelucrarea diavolului suferitorului care ca aceasta, binevoiește prea bunului. Și mult îndurate ca sufletele lor să se așeze cu sfinții care gândea cu mine plăcuții, iar trupul să se dea fericele de tine zidite, că binecuvântat și prostăvite cu Dumnezeu. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție! Cel ce învia din mort Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale ale Sfinților, întru tot lăudaților apostoli, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, ale Sfântului și Dreptului Lazar cel al patra zi înviat din morți, și ale tuturor Sfinților, sufletele rozilor săi pomeniți astăzi, la această Sfântă Biserică, la această Sfântă prăznuire acestei Sfinte Biserici, în această zi de pomenire a Sfintei Învieri, mutaje la noi în corpurile dreților să-i așeze, în sânurile lui Avram să-i mântuia, cu dreții să numere, iar pe noi să ne miluiască, să ne mântuiască ca un bun și de oameni iubitor. Într-o fericită adormire veșnică odihnă de Doamne, adormiștilor robilor tăi pomenit, fiecare după numele lor, fericiților titlul acestei Sfinte Biserici și de fălor, Doamne, veșnică pomenire. Curia învierii
este bucuria că Dumnezeu ne iartă de păcatele noastre. Bucuria învierii lui Hristos este aceea că a zdrobit moartea, a golit iadul morții, blestemul morții, de moarte și de întuneric. A adus lumină în cer și pe pământ. Întreaga creație a lui Dumnezeu este pătrunsă de învierea lui Hristos, de lumina învierii lui Hristos. Viața de dincolo, care este viața veșnică și unde dorim să ajungă și sufletele noastre, împărăția lui Dumnezeu, împărăția cea nouă, întemeiată de Fiul lui Dumnezeu, prin moarte pe cruce, prin patim, prin moarte pe cruce și prin înviere, este o împărăție a luminii. Toată viața noastră pe pământul acesta, ea trebuie trăită în perspectiva învierii. Orice bine pe care îl facem este o lumină a învierii. Orice iertare pe care o aducem celui care ne-a greșit este o lumină a învierii. Orice iertare pe care o primim al de la Dumnezeu pentru păcatele noastre este o împărtășire de lumină, este o rază de lumină a învierii. Sigur că nu este om, nu este creștin și chiar și celelalte popoare care nu l-au primit încă pe Hristos simt, ca și la nașterea Fiului lui Dumnezeu la Crăciun, simt și la înviere cum cerul se luminează, cum lumea se primenește de lumina învierii, de iubirea și de bunătatea lui Dumnezeu. Toate ne arată că drumul celor create de Dumnezeu este în drum către înviere. Până și cei care au studiat materia și cei care poate s-au redus numai la materie au spus că nimic nu se pierde, ci totul se transformă. Apoi omul care este creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, el în ce se transformă? Numai în pulberea de pământ în care a fost creat. El se reînnoiește mereu chiar în viața aceasta și se pregătește pentru a primi înnoirea aceea de după părăsirea vieții acesteia. Înnoire care așteaptă marea înnoire a întregului univers, a întregii creații lui Dumnezeu, când va fi un cer nou și un pământ nou, ceasul cel din urma lumii, când crucea lui Hristos se va arăta din nou, însă de data aceasta pe cerurile lui Dumnezeu, căci la învierea cea de obște, cerurile se vor deschide din nou și se va arăta pe cer semnul Fiului Omului. Și semnul Fiului Omului este Sfânta Cruce, altarul de jertfă al lui Hristos, Mântuitorul Lumii, cel mort și înviat. Și atunci, sigur, va păli cele care luminează pământul acesta, luminează universul acesta. Soarele care luminează lumina zilei, luna și stelele care licăresc în lumina nopții. Acestea nu vor mai fi. Soarele se va întuneca, luna nu-și va mai da lumina ei. Puterile cerurilor se vor zgudui, stelele vor cădea din cer și se va arăta pe cer semnul Fiului Omului. Este semnul revenirii lui Hristos pentru judecata lumii, pentru judecata neamurilor, pentru judecata noastră. Toate vor fi începutul învierii celei de obște, învierea cea de apoi. De aceea, iată, iubiți credincioși, în fiecare an, lumina învierii lui Hristos se reînnoiește când poporul credincios prăznuiește în mod solemn biruința vieții asupra morții, când prăznuiește învierea lui Hristos. Vedem cum această înviere
a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, ne cheamă și pe noi ca să ne împărtășim de darul ei, de lumina ei. Aici, la această biserică, astăzi l-am pomenit și pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, ocrotitorul acestei sfinte biserici. El însuși unul din cei care luminage lumina învierii, a crezut în Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos cel mort și înviat. A crezut în darurile pe care Fiul lui Dumnezeu le-a împărtășit lumii acesteia. Și a alungat din inima și din sufletul lui și din viața lui rătăcirea într-o credință înșelătoare. Și pentru credința lui, sigur, având în vedere și perioada în care a trăit, a persecuțiilor față de Biserica lui Hristos, față de fiii Bisericii lui Hristos, față de creștini, el însuși a suferit moarte martirică. Dar a crezut, ca și primul mucenic, arhidiaconul Ștefan, că în cerurile deschise ale lui Dumnezeu, Ștefan spunea atunci când era ucis cu pietre, văd cerurile lui Dumnezeu deschise și pe Fiul lui Dumnezeu stând de-a dreapta Tatălui. Acest cer deschis, care vărsarea Sfintei Lumini și a iubirii milostive a lui Dumnezeu către lume, către pământul acesta, către tot omul care vine în lume, a fost adus de Fiul lui Dumnezeu prin jertfa de pe cruce. De aceea Sfânta Cruce este drumul către înviere. De aceea și noi în viața aceasta nu putem să simțim bucuria și darul învierii fără să nu ne ducem crucea noastră, a păcatelor noastre, a durerilor noastre, a încercărilor noastre, a primejdiilor prin care trecem, a incertitudinilor noastre, a suferințelor noastre, a nedreptăților pe care le primim de la alții, sau nedreptățile pe care noi le facem altora. Numai cine își duce crucea cu credință, acela se bucură de înviere. De aceea, iubiți credincioși și credincioase, dacă ne-am bucurat de darurile crucii și ne-am bucurat de lumina învierii, să rămânem în credința noastră ca purtător de cruce și ca purtător de lumină, ca fii ai luminii. Să avem lumină în sufletele noastre, lumină în mintea noastră, lumină în viața noastră, lumină în casa noastră, lumină în instituția unde ostenim, lumină acolo unde ne petrecem pașii pe pământul acesta. Săptămâna aceasta noi o numim Săptămâna Luminată, pentru că lumina învierii lui Hristos este mai puternică, iubiți credincioși, decât luminile înșelătoare din această lume. Vedem că lumea astăzi este cuprinsă de multe lumini. Am ajuns ca și noaptea să ieșim pe stradă și să fie lumină pe stradă, să fie lumină pe cărările lumii, pământului acesteia. Sigur că lumina aceasta nu este ca să înțelegem că ne folosește neapărat la ceva, ca să vedem pe unde se merge. De cele mai multe ori, lumina aceasta este ca să ne păzim de vrăjmașii noștri, că oricând în întuneric poți fi atacat de către un vrăjmaș care nu se vede la față. Dar când ai lumina credinței, lumina credinței luminează și ziua și noaptea. Luminează și la necaz, luminează și la bucurie. Rugăm pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, care s-a împărtășit de lumina învierii lui Hristos și prin martiriu care l-a suferit, s-a adus jertfă curată pentru Biserica lui Hristos, pentru credința creștină în această lume, să ne facă și pe noi ca să biruim, așa cum a biruit el, răutatea vrăjmașilor,
toate ispitele care s-au abătut asupra Lui, să biruim și noi încercările, necazurile, ducurile viclene de peste zi și de peste noapte, care ne încearcă de atâtea ori. Să rămânem în lumina învierii Lui Hristos. Fiecare zi este o zi a învierii. În mod special, fiecare duminică este ziua învierii, pentru că binecredinciosul împărat Constantin cel Mare, văzând în miezul zilei pe cer crucea lui Hristos, luminată de razele luminii învierii lui Hristos, a fost cel care a înțeles că biserica, cum spuneam la început, este laboratorul învierii. Că biserica este trupul tainic al lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu, pe pământul acesta. Că biserica este instituția divino-umană care îl poartă pe valurile acestei mări lumește om, ca într-o corabie, și îl duce la limanul cel sfânt și luminat și curat al învierii. Și Sfântul Constantin cel Mare, căruia i s-a dedicat anul acesta omagial de către Biserica Ortodoxă Română, de către toată suflarea creștină ortodoxă română, i s-a dedicat întregul an, pentru că el a fost cel care a dat libertate Bisericii lui Hristos, libertate creștinilor. L-a lăsat pe Hristos slobod în lumea aceasta să cucerească inimile și sufletele înlănțuite de rău și de păcat, de păgâniți, de tot felul de credințe de șarpe. Și lumea de astăzi este atacată de asemenea credințe. Uitați-vă câți au rătăcit de la dreapta credință. Uitați-vă la cât nu le convine despre rolul bisericii în viața umană. Că nu le convine că biserica nu va tolera niciodată păcatele din lumea aceasta. Nu va tolera niciodată răutatea oamenilor. Nu va tolera niciodată irresponsabilitatea celor care doresc să stăpânească lumea aceasta din vanitate, fără să fie supuși lui Hristos, căruia trebuie să-i se închine și să-i împlinească poruncile. Mai ales porunca cine vrea să fie primul dintre voi, să fie tuturor slujitor. De aceea am recomandat întotdeauna frățește și prietenești și mai ales creștinești celor care vremelnic conduc un oraș, o țară, să aibă frică în fața lui Dumnezeu și să-și împlinească responsabilități. Ne bucurăm că aici orașul nostru are în fruntea lui pe acest gospodar, pe acest fiu al bisericii din Lunca Pașcanilor și care răspunde la multe chemări și ale bisericii. Domnul primar, ca și de fapt domnul deputat Răsăi și domnul Zanet, sunt angajați în viața bisericii în mod plenar. Ei sunt membri în adunare eparhială a Mitropoliei Moldovei și Bucovinii. Participă la dezbateri, la hotărârile, la tot ceea ce se întâmplă în viața spirituală, economică, teologică, misionară a Mitropoliei Moldovei și Bucovinii. Și de multe ori răspund ajutând biserica, pentru că biserica ajută pe tot omul ce vine în lumea aceasta. Spuneam că biserica este farul călăuzitor. Este stânca de care se lovesc toate nebuniile acestei lumi, toate ducurile viclene de peste zi și de peste noapte. Nu va tălăra biserica niciodată păcatele grele, care din păcate sunt legiferate unele dintre ele de forurile care conduc lumea aceasta și în primul rând Europa. Și știți bine la ce mă refer. La cele care n-au nimic comun cu lumina învierii, cu iubirea milostivă a lui Dumnezeu, n-au nimic comun cu crucea lui Hristos.
și de aceea ne bucurăm că în această atmosferă de sărbătoare a Paștilor, de sărbătorire a Luminii Învierii, așa cum spuneam la început, ne-am întâlnit aici, felicităm pe Părintele Paroh, care a luat totdeauna și ea inițiative frumoase de a vă chema la Sfânta Biserică, de a vă povățui, de a vă păstori, de a gospodări și biserica și toate celelalte de pe lângă biserică, de a avea grijă de sufletele frăților voastre și de a vă aduce totdeauna lumina credinței în suflete, lumina învierii, lumina lui Hristos care luminează tuturor.